România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O vizită din străinătate ne atrage atenția asupra unei probleme despre care știm, o simțim, dar nu ne uităm la ea cu foarte mare atenție. Până la urmă, ce se întâmplă cu refugiații ucraineni care ajung la noi în țară? Numai ieri, 7.000 și ceva de oameni. Și fluxul ăsta se menține. Dar ce se întâmplă cu ei? Unde stau la școală? Unde învață? Vreți o statistică? Ea spune așa, făcută de organizații neguvernamentale, doar 5% din copiii ucraineni ajunși în România au ajuns și la școală. Din 40.000 înregistrați de statul român, doar 1.400 apar și în forme școlare, fie ele de natură ucraineană sau de natură românească. Și de ce spun că o vizită din străinătate ne atrage atenția asupra acestui fapt? Prima doamnă a Americii vine în acest weekend în România. Doamna Biden spune că vine aici cu un scop declarat, și anume de a se întâlni cu mamele și copiii din Ucraina care nu mai au nimic, care au pierdut totul și au nevoie de sprijinul nostru. Dar când vă uitați la această vizită, ea consemnează și o absență superbă din spațiul public românesc, absența primei doamne a României, pe care vom vedea în acest weekend, dar pe care nu am văzut-o până acum. E și acesta un subiect de discuție la România în direct. Invitatele mele în studio astăzi, oameni buni, sunt colegele mele Anca Grădinaru. Salutare, Anca, bine ai venit! Ioana Ene Dogioiu, cu care vă întâlniți în fiecare joi la Piața Victoriei. Salutare, Ioana! Bine v-am găsit! Și Anastasia Konovalova, care este profesoară. Hello, Anastasia. Hello. Welcome to Romania. O să vorbim cu ea în engleză și imediat o să auziți povestea ei. Întâi însă la colegele mele, după care o să deschid liniile telefonice, așa că un pic de răbdare. Vă puteți înscrie totuși până atunci la 0372 069599. Marcela vă așteaptă. Astăzi vreau să auzim această poveste. Anca Grădinaru este redactorul nostru care urmărește vizita lui Jill Biden. Ce se petrece, când începe, cum arată? Bună ziua! Va sosi prima doamna Statelor Unite în această după-amiază în România, vine direct de la Washington și va ateriza la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, unde, vă reamintesc, sunt foarte mulți militari americani, 1.000 veniți de curând în baza acordului bilateral între România și Statele Unite, dar sunt militari americani sosiți în această bază și înainte. Și aici va fi un moment emoționant, pentru că, în general, toate administrațiile americane țin foarte mult ca militarii să păstreze relațiile cu familiile de acasă și, practic, Jill Biden, din câte știm, va lua masa cu acești militari, va participa la un moment în care ei vor intra în contact cu familiile printr-un moment video în care se vor citi niște povești emoționante și acesta va fi momentul de la Mihail Kogălniceanu, unde va fi și un oficial, un secretar de stat de la Ministerul Apărării și, evident, va discuta cu comandantul român de acolo din bază și va discuta și cu alți comandanți care răspund de alți militari străini, pentru că la baza Mihail Kogălniceanu sunt sute de militari veniți și din Franța, și din Olanda, și din Italia. Avem o mulțime de militari străini. Asta se va întâmpla astăzi la Mihail Kogălniceanu. Și mâine are loc mare parte din vizită în București, nu? Nu exact. Știm, adică bănuim ce se va întâmpla. Bănuim. Da. Bănuim. Avem câteva informații. Va fi un moment important în care prima doamna Statelor Unite se va întâlni cu prima doamna României, doamna Carmen Iohannis, potrivit surselor noastre, în care doamna doctor, este profesoară de peste 30 de ani, doctor Jill Biden, îi va mulțumi doamnei Iohannis pentru eforturile făcute de români în această criză. Dumneaei a spus că este motivată de felul în care femeile din Ucraina, mamele din Ucraina, profesorii din Ucraina au reușit să salveze acești copii. Și știm că va fi un moment în care l-au numit sursele noastre educațional, ne așteptăm să meargă la o școală. Și unde, evident, sunt copiii ucraineni. Unde sunt copiii ucraineni, nu știm locația în acest moment, dar se va întâlni și cu reprezentanții unor organizații neguvernamentale care lucrează de la începutul acestei crize încearcă să ajute cât mai mult posibil acești copii și pe mamele venite. Știm că sunt foarte mulți oameni care fac chestiunea asta. Ioana Ene Dogioiu e o vizită importantă. Prima doamnă a Americii, cred că e prima oară când vine o primă doamnă a Americii. A doua oară. A doua oară, da? Doamna Jill Biden este a doua oară în România. A doua oară. O primă doamnă din, ce mi-aduc eu aminte, cred că e prima oară. Cred că a mai fost, doamnă. Da, în această calitate a fost când... A fost ca soția vicepreședintelui Statelor Unite, când a fost Jill Biden ca vicepreședinte al Statelor Unite în 2014. Pentru că Joe Biden a fost vicepreședinte în mandatul lui Barack Obama. Da. Exact. Are, și atunci îi vedem această dimensiune. E o dimensiune umanitară, bănuiesc eu în primul rând, sau are și o dimensiune politică, toată chestiunea. Mă scuzați, e catalogată ca vizită privată. E catalogată ca vizită privată, are o puternică dimensiune simbolică, fără îndoială. Exact asemenea vizite și asemenea personalități când vin, nu vin cu încărcate cu pungi, sacoșe și cecuri de bani. Ele vin ca să atragă atenția asupra unui fenomen. În acest caz, fenomenul refugiaților. Să-l pună în reflector și mai tare, să atragă pentru el empatie, să atragă sensibilizare, ajutor, înțelegere. Acesta este rolul acestei vizite. Sigur că este în bună măsură și o vizită de PR politic, pentru că nu poate să lipsească. Sigur că este o vizită care face parte din strategia soțului ei, a lui Joe Biden, de a strânge relațiile mai mult cu estul Europei, care a devenit mult mai importantă în acest moment. El sau sunt Polonia, iată, prima doamnă și vicepreședintele Americii au venit în România. Și secretarul apărării de curând. Dar cea mai importantă mi se pare această dimensiune simbolică a vizitei. Faptul că îi privim pe acești oameni, că ei există, ne aducem aminte de nevoile lor care sunt uriașe, de suferințele lor care sunt uriașe și putem, prin intermediul unei asemenea... Prima doamna a Statelor Unite, dacă vreți, intermediază o mai mare empatie, o mai mare înțelegere, o mai mare atenție pentru ei. Și asta e foarte important. Se va întâlni și cu doamna Carmen Iohannis, credem, adică bănuim. Credem. Da, credem. Tu ai scris un text despre absența doamnei Iohannis. Despre simțirea și non-simțirea doamnei Iohannis. Non-simțire, da, un termen... Da, non-simțirea momentului. Non-simțirea, simțirea sau non-simțirea momentului istoric, dacă vreți, și momentului emoțional. Adică sigur că doamna Carmen Iohannis nu este Jill Biden, nu are un statut instituțional de primă doamnă, așa cum este în Statele Unite. Dar poziția ei simbolică este aceeași. Este soția președintelui acestei țări, care țară s-a mobilizat exemplar să ajute niște oameni în suferință, care țară se teme că ar putea să fie următoarea, care țară ar fi avut poate nevoie nu de elemente de PR din partea doamnei Carmen Iohannis, eu aș fi avut pretenția sau așteptarea ca doamna Carmen Iohannis să se ducă să pupe refugiați, nu știu, să îmbrățișeze. Dar măcar un mesaj prin care doamna Carmen Iohannis să mulțumească românilor care s-au mobilizat atât de frumos în sprijinul ucrainenilor, cred că ar fi fost de dorit. Ar fi făcut parte dintr-o simțire a momentului. Doamna Iohannis n-a simțit lucrul ăsta. M-am uitat pe comunicarea oficială a domniei sale, singura pe care o știu eu pe Facebook, pe contul domniei sale, de când a început această criză, a postat de 1 martie ghiocei, de 6 aprilie o poză, un selfie cu un cunoscut, nu știu cine este, n-are importanță, și de Paștele Ortodox, respectiv catolic, câte o poză, mă rog, cu simbolistică religioasă. O fi strategia abordată de statul român. Mă gândesc, poate la un moment dat cineva va da explicație. Vizita asta e confirmată, Anca? Sau întâlnirea e confirmată? Din ce știu eu, nu am apucat să mă uit chiar câteva minute înainte să intru, nu avem informații. Nu avem ceva oficial. Adică oficial, noi, exact. Da. E interesant, de asta întreb. Dar totuși, până la urmă, astăzi vom cântări, printre altele, dincolo de această absență, la care trebuie să ne uităm, pentru că au vorbit și alte doamne despre chestiunea asta. Nu știu că există un apel al doamnei Olena Zelenska. Da, eu urmăresc de la începutul acestui conflict toate conturile sociale ale doamnei Olena Zelenska. Și dumneaei, încă de la începutul acestui conflict, a făcut un apel public extrem de emoționant, însoțit evident și de filmări, în care cerea primelor doamne din toată lumea, să ajute copiii, nu doar din Ucraina, refugiați, nu doar să aibă un acoperiș din nou deasupra capului, ci să meargă la școală. Pentru ucrainieni am observat că lucrul ăsta este esențial. Copiii trebuie să meargă la școală oriunde, să nu piardă materia. Și a făcut un apel. Și de atunci urmăresc toate reacțiile. Doamna Carmen Iohannis este pe lista celor cărora s-a adresat doamna Zelenska. Adică apelul a fost nominal? Exact, da? Exact. Da. Nu a putut fi tăguită, că nu știu contul dacă permite lucrul ăsta și dacă e al doamnei Iohannis, mă rog. Dar au răspuns foarte multe prime doamne. Din Lituania, din foarte multe țări. Soția președintelui Poloniei a făcut niște gesturi senzaționale, inclusiv deschiderea reședințelor președintelui Poloniei pentru refugiați ucraineni la inițiativa domniei sale, a doamnei Tuda. Și tocmai a fost în România, în nordul Moldovei. Noi am aflat de la ambasada Poloniei întâmplător. Într-o vizită privată, da. În sate. Și au răspuns foarte multe prime doamne. Ultima, cred că este soția președintelui Erdogan, pe care doamna Zelenska a numit-o cea mai mare prietenă a Ucrainei. Mă rog, acolo sunt și niște legături istorice, dar, mă rog, și la noi există, dar nu a existat o reacție din partea primei doamne a României, să scurtez. Eu am făcut o cerere oficială către administrația prezidențială, am întrebat oficial, prin intermediul acestui birou, că nu avem altfel contact, că nu există instituția primei doamne în România, și nu am primit niciun răspuns. Am întrebat dacă are de gând să se implice în vreun fel, în vreo acțiune, nu am primit până acum niciun răspuns. Anca, ca să fii uman, ca să fii empatic, ca să simți un moment, ca să vibrezi la o dramă, nu trebuie să fie o instituție. N-ai nevoie de instituția primei doamne din... Aia îți creează alte pârghii. De acord cu tine, mai ales că doamna Iohannis este profesoară și știe ce înseamnă emoția unui copil. Haideți să cântărim, să vedem cum se vede din partea cealaltă ajutorul pe care îl oferă statul român. Lângă noi se află o profesoară din Ucraina, o femeie a cărei viață a fost dată peste cap de această nenorocire a războiului, dar care face lucrurile să meargă în România. Vom încerca dialogul în engleză și așa, pas cu pas, o să traducem ceea ce se întâmplă în studio. Hello, Anastasia Konovalova. You are a teacher here in Bucharest for Ukrainian community, but where are you from? You are from southern of Ukraine, as I know. Yes, I'm originally from Odessa, and I fled the war in the beginning of the war, about 2 months ago. You left 2 months ago, so when the war started, even Odessa is not under siege, or it wasn't the problems in the rest of Ukraine? Well, I mean, we all woke up at 5 a.m. and heard bombings everywhere around Ukraine. And of course, it was hard to predict what will be bombed first. And we ran to our house in the countryside and the bomb fell across the street, because there is some infrastructure object there. That's why, yes, we had made a decision to leave the country, me and my 2-year-old son. I'll try to translate right now. Anastasia este din Odessa, a plecat chiar acum 2 luni când au început bombardamentele, au existat bombe care au picat în apropierea lor și așa au luat hotărârea să plece ea alături de copilul său de 2 ani. And your family is in Ukraine? Yes, my husband, my father, a lot of my friends, I mean, most of us are still in Ukraine. Your husband is involved in fighting? Is he in the army? He is not in the army. Hopefully he will not be, but he's in the, let's say, waiting list. On the waiting list. Yeah. And at the moment, how is life in Odessa for your husband? What would you know right now? The city lives, and the business works, and they're doing everything to support the economy. So, of course, the city is being bombed from time to time. There were several houses that were bombed. There were 3 kids that died already in Odessa only. But the city lives. Am rugat-o să ne povestească despre soțul ei, care este pe lista de așteptare a celor care intră în armata ucraineană. Viața în Odessa e o viață aproape obișnuită, sunt totuși bombardamente, 3 copii au murit în aceste bombardamente, spune Anastasia. So, when you came to Romania, you started a volunteer school. How would you describe it? Deci, în momentul în care a venit în România, a început această școală cu voluntari. How would you describe the school, which is at Mihai Viteazul High School in Bucharest? We started the school on the 4th day of our arrival here with my 8 colleagues, and we didn't plan a full-scale school as it is now, because we didn't expect that many children coming to Romania. Now we are teaching 264 children in Mihai Viteazul. It's only primary school, and there are still about 900 children in the waiting list. A început școala la 2 zile după ce a ajuns aici, 264 de copii ucraineni mici până în clasa a 4-a și 900 pe lista de așteptare. What does it mean, a waiting list? How come they are not in school? Because they have a right and they can go to Romanian schools now, but they don't know the language and they've been through so much stress that they can't start learning in Romanian. But we also don't have enough teachers right now, because we've been working as volunteers for 2 months, but it's hard to afford to volunteer when you're a refugee. That's why we don't have enough teachers to work for free. Deci o parte dintre copii nu pot să meargă la cursuri, dar din cauza stresului la care au fost supuși încă nu pot relua școala, dar o altă mare parte nu pot veni la școală pentru că nu sunt destui profesori și bănuiesc eu spații. Profesorii sunt voluntari. And how do you live? What kind of money do you have? How can you survive here in Romania? Thanks to Romanian people, because we live for free, we eat for free, and we work for free. This is how we survive. And I mean, this is kind of a communist society now we live in, because you can get clothes for free if you're Ukrainian, and Romanian people are helping so much with supplies for children, clothes. Basically, we're getting everything we need. We have managed to reach some international organizations, so hopefully there will be some salaries paid, and we can expand the schools, because there are a lot of teachers here. I'll try to translate. Deci trăiesc din ceea ce voluntarii români le oferă și prin ceea ce organizațiile internaționale le oferă, de la haine la mâncare și probabil diverse sume de bani. But at this moment, there are 2 months now from the moment you started, there is no form of pay from Romanian government or something like this, something to help you, or? Unfortunately, Romanian government cannot hire us because we're not teachers here. Okay. Romanian government helped a lot with space. And the Romanian government is paying all these people who are helping us, the cleaners, the nurses, and everything. So this is the support we've got so far. And but with salaries, we will be helped by international organizations. But unfortunately, it's a long process. That's why hopefully we will start being paid soon. But so far, no, we haven't been paid by anyone. Bănesc că ați înțeles, guvernul român nu poate să-i plătească pentru că diplomele nu sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Salariile vor veni de la organizațiile internaționale și asta e, guvernul român plătește activitatea celor care asigură întreținerea. But what can you tell us about the children you are teaching here? How do you feel them? What are their stories? We have children from all over Ukraine, and at the beginning we had children from safe regions, from Kyiv, Kyiv wasn't safe at the time, from Odessa, but now we have children from Mariupol, Bucha, Irpin, Kherson, and their stories are unbelievable, and nobody is prepared to work with children that have been going through hell for weeks. Sunt copii, după cum ați auzit, din toată partea ocupată astăzi de ruși. Este vorba de Kherson, Mariupol, alte orașe care sunt sub ocupație. Și din Bucha și Irpin. Și foarte greu de lucrat. Did they see real fighting and bombing? They saw real fighting. They spent weeks in basements. They saw people dying. And this is the reality we're facing. It's not somewhere in the news. It's what we see every day. New children are coming every day. There are more and more of them. And the children from those cities, they come without a waiting list. That's why we have about 30 kids that have been going through hell. And it's impossible to understand, neither for me nor for you, what they've been through. E imposibil să înțelegem, nici ea nu înțelege până la capăt ceea ce li s-a întâmplat acestor copii, dar unii dintre ei, și atenție, vorbim de copii mici, aici o școală primară, au văzut lupte, bombardament și oameni murind. Au trecut prin iad. Prin iad. Asta este exprimarea pe care o folosește. Și nu suntem pregătiți să lucrăm cu trauma lor. Spunea mai devreme. There are any psychologists around you or people in this area to help you? Sunt psihologi pentru copii? This is the biggest problem because there is a language barrier, obviously. So we have one volunteer psychologist who works with the children at the moment, but we're constantly looking for somebody to start working with our children. Again, with the funding that we will hopefully find, it will become easier, of course. And trebuie să traduc. Bariera principală este legată de limbă. Asta este principala problemă pentru faptul că nu au psihologi și speră să găsească fondurile necesare. But if there is a problem, you can name it. The biggest problem for your community right now, what is it, and what kind of help do you want from Romanian authorities and maybe from us? For now, because we don't want to be a separate society within a Romanian society. We don't want to be, living for free. We want to work, we want to integrate until we can go home. We want to be helpful. And then the language barrier is the main problem. We can't find teachers of Romanian language for mothers, so they can't find jobs. And for children, so they can't go to Romanian schools. And if we have to stay here and start our work in September, then they need to know some Romanian. But it is extremely hard to find teachers of Romanian. Problema principală e bariera lingvistică și încercarea de a găsi profesori de limba română, mai ales pentru mame, dar și pentru copii și pentru copiii care încep în toamnă. Da. Și am mai spus ceva foarte frumos, noi nu vrem să fim o societate separată în societatea românească, noi vrem să facem parte din societatea românească și să contribuim cu munca noastră. Da. Mi se pare extraordinar. Da, let's say to our listeners, să le spunem ascultătorilor noștri că Anastasia este parte dintre profesorii care se va întâlni mâine cu doamna Jill Biden și you'll talk about this with Mrs. Biden tomorrow. If she asks, and maybe you'll talk with the Romanian Mrs. Carmen Iohannis about this. If she asks. Anastasia, she just received 2 days ago the president of Germany. Yeah, yeah. Anastasia took a lot of high visits so far, but the thing is that these visits are important to attract attention. But the biggest level of support and help is being received from Romanian society, people like you guys. And also by the Romanian Ministry of Education. We are in close cooperation, and we're making plans, and hopefully that it will be a productive work starting from September for our kids as well. Anastasia spune că, sigur, vizitele sunt importante, politicienii fac lucruri de genul acesta, dar principalul ajutor vine de la voi, societatea românească, și de la Ministerul Educației, cu care o bună cooperare. Anastasia, o să-ți mulțumesc. I will thank you. I know you have classes in about 20 minutes, yep. So you are already late, considering the traffic in Bucharest. Yep. But if someone wants to help you, your school, your community, how can you be contacted? There is some Facebook, some internet, or... Yeah, there is a Facebook page that we run on my name, Anastasia Konovalova, and also we started a GoFundMe campaign for funding a future school that we will rebuild when we go back home. Good luck, and I'll hope lots of our listeners will help you. I'll let you leave because I know you will go to school. Colegile mele o să mai rămână alături de noi, Anca Grădinaru și Ioana Ene Dogioiu. V-am promis o ediție specială din România în direct în care puteți interveni, pentru că astăzi, în aceste condiții, vrem să vă atragem atenția asupra ceea ce trec sau asupra lucrurilor prin care oamenii ăștia trec. Așadar, deschid liniile la 0372069599. Octavian, mulțumesc pentru răbdare, te ascultăm. Bună ziua, Cătălin, bună ziua, doamnelor, bună ziua, ascultătorilor Europa FM. Octavian este numele meu. Mulțumesc. Sunt voluntar atât independent cât și în cadrul unei ONG, dacă pot să-i spun numele și să explic oamenii, ce fac eu. Oamenii trebuie să ajute. Se numește Export Democracy și avem un call center care se numește Call Center de Solidaritate. Cred că ați mai auzit despre această acțiune. Practic e cea mai mare comunitate de voluntari din Ucraina la noi în call center. Sunt peste 40 de oameni voluntari care vin zilnic sau vân și turi diferite și dau oferă ajutor în toate spețele ce țin de refugiați, de la transport, cazare, acte, documente. Lucrăm pe wiki și niște programe unde totul se salvează și totul ajunge exact acolo unde este necesar. Bun. Dacă pot vorbi despre autorități sau despre, implicarea celor ca mine, voluntari independenți, sunt deschis. Chiar acum mă duc spre Sibiu, unde mă voi întâlni cu un voluntar din Ucraina, Sasha, care strânge fonduri și cu aceste fonduri cumpără medicamente și instrumente medicale pentru răniții din Ucraina. Evident, aș putea să vorbesc despre profesori universitari de care noi știm și de care avem grijă în București și profesori ucraineni, pentru care încercăm să le găsim locuri de muncă și este foarte greu, foarte greu. Ai găsit de muncă pentru cineva ucrainean, adult? Am făcut deja un grup de Facebook care se numește Jobs for Ukrainians, unde postăm locuri vacante în Horeca, în alte administrații, pentru a veni în ajutorul acestora. Nu știm exact cum funcționează documentele de la autorități. Avem ceva de la, dacă pot să spun numele unei firme, dacă nu spun doar numele celei care ne ajută, de la... Poți să spui, nu asta e problema. Vreau să știu dacă reușești într-adevăr să faci ceva concret. Adică dacă un om, o doamnă de 30 și ceva de ani, 40, uite, situația Anastasiei. Da, am reușit o bonă chiar intern la cineva care are un nou născut. Apoi în Sibiu am reușit la cineva care a venit în vacanță din diaspora să o ajute la curățenie și menaj, la fel o doamnă din Sibiu, prin comunitatea de ucraineni din Sibiu, care sunt foarte uniți. Am o curiozitate, slujbe calificate comunică găsești? Pe Telegram. Slujbe calificate găsești, adică pentru oameni cu pregătirea lor găsești? Sigur. Da? Chiar vorbeam avem profesori universitari, doctori de limba engleză, care au plecat din Universitatea de la Odessa, cu mare probleme acolo, pentru că rectorul din Odessa este pro-rus și sunt amenințați că le desface contractele de muncă. Mai mult de atâta, deja li s-au tăiat 25% din salariu, ei fac online acum, da? Li s-au tăiat 25% din salariu în condițiile în care profesori ca și ei din Kiev sau din alte orașe au salariu complet. Deci sunt probleme foarte mari. Încercăm să luăm legătura legal cu ministerul sau cineva care îi poate ajuta. Mulțumesc tare mult, Octavian. Te rog, Anca, o secundă. Din câte știu, da, sunt și persoane calificate, pentru că sunt firme, de exemplu, inclusiv de IT, din consultanță, firme care fac programare, care aveau filiale în orașe mari din Ucraina. Și atunci, acolo, sistându-se tot, sunt angajați, în special femei, evident, care s-au relocat la birourile, la filialele din România. Deci sunt și angajați. Octavian, îți mulțumesc. Mai am un nume pe fir. Nicu, salutare. Bună ziua. Întrebam așa, care e cea mai mare problemă pe care o vezi la oamenii din Ucraina aflați la noi? Ca să rezum într-un cuvânt, organizarea. Și aș vrea să vă spun că de la începutul acestui război am primit două familii de ucrainieni într-un apartament. În prezent doar una dintre ele se mai află în acest apartament. Era vorba de două mame, o mamă cu două fete mari, una de 8 și una de 12 ani. Și acum se mai află o mamă care are un copil de 3 ani ce are probleme de logopedie, nu se poate exprima, încă poartă scutec. Cu greu am găsit ajutor specializat, noi fiind din Galați, apartamentul în care locuiesc este tot din Galați, cu greu găsim ajutor specializat. Nu găsim pe nimeni care să poată avea grijă de acest copil măcar săptămânal 2-3 ore și să facă câteva activități. Într-un final plătim o grădiniță unde acest copil își poate, să zicem așa, face o activitate cu copii de vârsta lui. Și mamele și oamenii care vin de acolo au nevoie de sprijin moral. Sunt diferite tipuri de oameni. Oameni care vin din medii înalte, oameni care vin din medii normale, de la sate, și oameni cu diferite tipologii. Este foarte greu să-i înțelegem și foarte greu să-i ajutăm. Ca să vă dau un exemplu, în momentul în care aceștia au venit din Odessa la mine, 2 săptămâni am comunicat prin telefon și nu i-am deranjat. Adică în momentul în care au avut nevoie de ceva, m-am dus și le-am dus. Abia după 2-3 săptămâni am început să comunicăm mai intens și să ținem legătura, pentru că se pare că sunt traumatizați și că au nevoie de spațiu să se liniștească. Dar este foarte greu. Vreau să vă spun că am încercat prin primărie și prefectură să întrebăm, au gratuitate în transport în comun, pentru că trebuie să se miște, trebuie să iasă din casă, trebuie să încerce să facă ceva. Nu am găsit. Centrele de colectare care sunt coordonate de primărie nu acordă acele ajutoare decât persoanelor înregistrate care sunt în evidența primăriei și cazate în spațiile de primărie. Cei care stau în spații private nu beneficiază nici de masă, nici de o haină, nici de un lapte praf, de nimic. Organizarea lipsește. Nicu, o secundă. Ioana Ene Dogioiu aici. Ca de obicei, organizarea privată pornită din suflet, din emoție, este mult mai puternică decât, mult mai solidă decât organizarea statului, statul român fiind deficitar prin definiție. Dar, ascultând-o pe Anastasia mai devreme, este atâta recunoștință a oamenilor acestora pentru poporul român absolut emoționantă. Păi, asta exact. Este esențialul, mi se pare mie. Bun, că face primăria, că nu face, dar ceea ce fac românii este senzațional. Așa cum a spus și ea, oameni ca Nicu îi ajută să trăiască. Exact. Pentru că, Nicu, îmi dau seama că, de fapt, tu plătești familiei care e în apartamentul tău, plătești tot, nu? Adică așa îmi sună mie. Exact, așa, despre asta este vorba. Ei. Și nici nu am putut să depunem, cunosc alte persoane care au încercat să depună la primărie acele acte pentru a li se deconta cheltuielile, electricitate, gaz și așa mai departe, și nu au primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Cam acum cât așa, bine. Nu știu, nu pot să-mi închipui. Poate ești bogat, poate ești sărac, poate ești ca noi toți, dar spune așa, cât mai costă pe lună să întreții o familie cu care nu ai nicio legătură? Din fericire, această familie care a rămas încă se suportă. Adică soțul a rămas în Ucraina, le trimite bani. Ei au ales și mi-au spus cu fermitate că vor să se întrețină. Ceea ce fac eu pentru ei este să le acord un loc de cazare gratuit, să le acord asistență și să nu le percep niciun ban pentru taxele apartamentului. Întreținere, electricitate, gaz. Acum este ok. În perspectiva scumpirilor care se anunță și nu știm ce va fi la iarnă, va fi o problemă. Pentru că oamenii ăștia nu vor avea un venit continuu. Venitul lor se va diminua pe zi ce trece. Firesc. Mulțumesc tare mult, Elenicu, care îngrijește o familie din Galați. Sunt aici cu Ioana Ene Dogioiu. În 30 de secunde mă îndrept către Marin Gherman de la Suceava. Sunt două niveluri. Sunt două Românii. Una care merge cu... populația și una care merge cu administrația, care, ca de obicei, nu poate fi egalizată treaba asta, adică să ai un răspuns administrativ mai aplicat? Până acum aș vedea și diferența de calitate între administrații, pentru că tot Anastasia ne vorbea de răspunsul foarte adecvat al ministrului Educației, da, care a reușit să se miște extraordinar, surprinzător de bine, conform experienței noastre interne, și să-i ajute așa cum ar trebui. E un moment de discernere, de cernere a apelor, în care se vede unde lucrurile funcționează, cine e capabil de mobilizare, cine e capabil de simțire, cine dorește, cine poate, cine are ce-i trebuie în minte și în suflet, că despre asta e vorba până la urmă. Nu e o mare filozofie, să înțelegi, sunt niște oameni veniți extrem de traumatizați, la maximum, trecuți prin iad, mulți dintre ei, veniți într-o țară a cărei limbă nu o înțeleg, unii nici măcar nu o rup. Deci sunt cumva ca într-un borcan, aruncați din iad, într-un borcan de alienare, de neînțelegere și de singurătate. L-am prins pe jurnalistul Marin Gherman, colegul nostru, ucrainean, stabilit însă la Suceava din cauza războiului. Salutare, Marin Gherman, mulțumesc pentru răbdare. Știu că mergeți și vorbiți zilnic cu refugiați, că a devenit activitatea noastră principală. Dacă e ceva ce v-a rămas în minte, care e lucru care vă tulbură cel mai tare? Bună ziua! Sunt mai multe probleme care se acumulează de la o zi la alta. Unele se rezolvă, altele nu se rezolvă. Am contactat destul de mult cu ucrainenii care au sosit în România. Am încercat să-i ajut în diferite moduri, pentru că mulți nu cunosc limba română. Eu vorbesc și română, și ucraineană, și rusă. Și mi s-au întipărit unele momente interesante, ajungând la Dumbraveni, aici o localitate lângă Suceava. O doamnă din Ucraina care se îndrepta spre Spania m-a întrebat când o să vină și ceilalți consuli ai Ucrainei. Nu știu de ce doamna a crezut că reprezintă ambasada Ucrainei. Cumva oamenii au nevoie de comunicare în limba lor maternă. Am simțit acest lucru și cumva simt că sunt departe de casă. S-au bucurat foarte mult când a interacționat cineva cu ei, un vorbitor de ucraineană. Sunt și situații complicate, în mare parte mame cu copii care, pe de o parte, trebuie să-și găsească un loc de muncă aici sau în străinătate, pe de altă parte nu știu ce să facă cu copiii, pentru că copiii au nevoie de îngrijire. Mulți, foarte mulți, nu rămân prea mult timp în România, mai ales cei care nu cunosc limba română, aleg să caute alte oportunități în afară. Mulți m-au întrebat ce oferă statul român, anume despre stat mă întrebau, dacă există anumite programe pentru integrarea refugiaților pe teritoriul României, dacă le se oferă ceva concret, oamenii vor ceva absolut concret, sau dacă au unde să rămână mai aproape de frontieră, așteptând pacea pe teritoriul Ucrainei. Există ceva concret? Vreau să vă spun că, din păcate, mai mult sunt vizibile acțiunile asociațiilor, voluntarilor, deci mediului non-statal, non-guvernamental. Totuși, mi se pare România puțin pregătită, din punctul meu de vedere, la nivel de guvern, pentru această criză a refugiaților pe teritoriul României. Desigur că, geopolitic gândind, Uniunea Europeană ar fi interesată să rămână mai mulți cetățeni ucraineni pe teritoriul României, dar este atractivă cealaltă parte a Uniunii Europene. Ucrainenii, în primul rând, întreabă ce salarii sunt pe teritoriul României, văd ce nivel de trai este aici. Este mai bine ca în Ucraina, vreau să vă spun, dar totuși modelul și mirajul acesta occidental, pentru mulți, idealizat, mulți nici n-au fost, de exemplu, în Germania, n-au fost în Franța, dar cred că dacă ajung acolo, vor găsi raiul pe pământ. Și de asta mulți se îndreaptă în aceste state. Unii chiar, după 2 săptămâni de aflare în Berlin, s-au întors înapoi la Suceava și au spus că oamenii aici sunt, în România, mult mai deschiși și mult mai buni decât cei reci, spunea el, îl citez, decât cei reci din Berlin. Sunt fel de situații și comparații. Acum, uite, nu pot să nu vă întreb, la nivel personal, sigur că sunteți român, dar nu sunteți acasă. Vă întreb și pe dumneavoastră, că nu știu dacă v-a mai întrebat cineva de mult, dar dumneavoastră cum sunteți? Mie mi-este, desigur, mai ușor pentru că am lucrat în presă, am lucrat în știință și profesam și anterior în limba română și aveam multe parteneriate cu cei din România la diferite niveluri instituționale și cumva am schimbat doar locul aflării. Mă aflu în România, nu mă aflu în Cernauți. Cu sufletul am fost tot timpul conectat la națiunea română și la cultura română, care este una mai mare decât frontierele și statele. Desigur, sunt aici și cu familia, cu copiii. A fost o experiență care nu cred că este una dintre cele mai frumoase în ceea ce privește necesitatea de a te adapta la pita altceva. Dar totuși am venit de acasă. Aceasta este percepția mea. Dar asta e a mea, pentru că sunt etnic român. Nu este și cazul celor care vin în România, nu știu limba, nu știu în ce stat sunt absolut dezorientați, sau care nu mai au casă, nu au ce să bea, ce să mănânce, nu au nimic. Nimeresc la Vama Siret doar cu actele și atât. Marin Gherman, vă mulțumesc foarte mult. De la Suceava, jurnalistul român Marin Gherman, Ioana Ene Dogioiu la București încheie această ediție specială, care sper eu că v-a adus în minte și această problemă din România. Vezi, discutam să facem un cerc, să închidem. De ce e importantă vizita domnei Biden în România? Uite de asta. Nu pentru câți copiii ucraineni va mângâia pe cap, ci pentru că ne-a pus cumva în situația că, luați de valul atâtor evenimente, să ne uităm mai atent și la această dramă din nou, pentru că este o dramă îngrozitor de mare. Și poate că criza asta a ucrainienilor și a Ucrainei ne-a dat o șansă să ne regăsim și umanitatea din noi. După ce au trecut noi românii, după ce au trecut atâtea peste noi, după tensiuni, dezbinare, furii, am avut ocazia să ne demonstrăm, înainte de restul lumii, să ne demonstrăm nouă că nu ne-am pierdut umanitatea și bunătatea. Ioana Ene Dogioiu, eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă tuturor!